Bună dimineața, București! Cu Alex și Andreea. Da, bună dimineața, 9:30, așa cum v-ați obișnuit la această oră, îi dăm cuvântul invitatului. Astăzi, nimeni altul decât Cristi Scutariu, un om aparte, un personaj aparte, așa cum am citit în presa sportivă, dar și omul pe care trebuie să-l apreciez și din punct de vedere al calităților de pilot. Pentru că omul a luat viața în piept și pe două roți a călătorit, a mers chiar pe drumul oaselor. Noi de foarte multe ori, atunci când mergem cu mașina pe străzile capitalei și ne iese os prin os, spunem, ăsta e drumul oaselor, dar drumul oaselor adevărat nu se găsește aici la noi și vom afla povestea chiar de la Cristi Scutariu. Bună dimineața, ne bucurăm că te avem în matinal. Bună dimineața! Și mulțumesc pentru invitație. Cristi, foarte multe lucruri despre care putem povesti. Nu o să ne ajungă timpul, având în vedere câte experiențe interesante ai avut în viața asta. Întrebarea simplă cu care o să începem interviul dimineții cu tine este: de unde pasiunea pentru motociclete și cum s-a născut proiectul acesta de a merge și în alte destinații decât Bulgaria, Grecia, Ungaria sau mai știu pe unde, Valea Prahovei, ci Siberia, Argentina... Da? Dar când a apărut, iată, în mintea ta, când s-a înfiripat pasiunea asta pentru motociclete? Pasiunea e destul de veche. Nu știu, acum, cred că am luat permisul acum 12 ani, 13 ani. Pasiunea pentru călătorit cu motocicleta departe a apărut în clipa în care m-am urcat prima dată pe tipul ăsta de motociclete, pe motocicletă adventure. Pentru că atunci mi-am dat seama că asta îmi place și atunci mi-am dat seama că irosesc, dacă îmi permiteți, motocicleta, dacă nu fac ture de tipul ăsta și, nu știu, mă plimb doar în oraș sau în afara orașului sau pe distanțe foarte scurte. Sunt niște motociclete făcute să meargă departe, așa cum le spune și numele, adventure touring, să faci touring în regim de aventură în locuri cât mai îndepărtate. Spuneam, ele pentru asta au fost construite și am început. De prima oară când m-am urcat pe astfel de motocicletă a fost în 2016, când am fost în Maroc și mi-a plăcut atunci. Mi-am dat seama că asta este pentru mine. Până atunci mergeam pe motociclete de stradă cu care încercam să fac touring, dar nu prea mi-eșea. Și din 2016, din Maroc, mi-am propus ca cel puțin o dată pe an, dacă nu chiar de două ori, să plec departe și să fac ce știe motocicleta să facă și, până la urmă, ce îmi face mie foarte multă plăcere, să călătoresc la modul ăsta. Și ai plecat atât de departe încât ai ajuns până în Siberia. Dacă poți să ne povestești un pic cum de te-ai hotărât să te duci fix în Siberia și nu altfel, ci cu motocicleta. Treaba cu drumul oaselor, cu Magadanul, de fapt, care este orașul din capătul drumului oaselor, estul îndepărtat al Siberiei, a apărut după ce am văzut un documentar, Long Way Round se numește, cu Ewan McGregor și Charlie Borman. Ewan McGregor fiind un actor cât se poate de celebru la Hollywood. Ei au făcut o călătorie, au plecat din Anglia, au traversat toată Europa, au traversat toată Rusia, după care au mers mai departe, Alaska, și au coborât în Statele Unite. Și în documentarul ăsta este o porțiune, cea de est îndepărtată în Siberiei, care pe mine m-a fascinat. E o porțiune cât se poate de izolată, extraordinar de greu accesibilă. Și eu cu asta am rămas, sau, mă rog, printre altele, dar cu asta am rămas ca idee principală din documentarul ăla și mi-a rămas undeva aici în spatele capului. Și în clipa în care m-am suit, așa cum spuneam, prima oară pe un tip de motocicletă adventure, știam că e primul lucru pe care vreau să-l fac. Vreau să mă duc și eu singur pe drumul oaselor să văd dacă se poate, dacă pot să-l termin, dacă pot să duc toată treaba asta la capăt. Și așa am făcut-o, deși în clipa în care m-am apucat de planurile pentru Est spre Siberia, ce am dat și un nume, eu aveam o experiență de mers în off-road, adică în afara asfaltului, de vreo 50 de kilometri. Atât mersesem eu cu câteva luni înainte în Maroc,
în afara asfaltului. Și știam că în Siberia mă vor aștepta mii de kilometri de off-road, dar am încercat, am plecat și sunt aici, deci a ieșit totul bine. Da, sunt foarte multe întrebări, desigur, de la planificarea drumului până la ce s-a întâmplat acolo, dar pe scurt, dacă poți să ne faci un rezumat, da. Și o să ajungem și la cartea ta Est spre Siberia, pentru că trebuie să punctăm acest lucru. Ai și o carte în legătură cu drumul tău de acolo. În primul rând, ai avut nevoie de o pregătire fizică pentru a rezista unui astfel de efort și, în al doilea rând, cât de greu este să obții practic permisele de trecere, documentele astea care sunt necesare. Cum s-au desfășurat lucrurile? Ai primit ajutor din partea oficialităților? Ai planificat așa de a fi rapăr drumul sau te-ai adaptat din mers și ai acționat la fața locului în anumite situații? Pregătirea fizică, da. Ideal este să ai o pregătire fizică bună. Am aflat pe parcurs că m-ar fi ajutat super mult. La mine l-a fost cazul. Am neglijat aspectul ăsta, fiind oarecum ocupat cu altele. Am învățat de-a lungul timpului că, indiferent de cât de mult te-ai pregătit din toate punctele de vedere, fie că vorbim despre pregătire fizică, fie că vorbim despre acte și documente, cu siguranță vor exista o groază de lucruri pe care nu le-ai luat în calcul și care vor apărea pe drum. În ceea ce privește partea de documentație, permise, vize și așa mai departe, e mai simplu decât pare, pentru că din România, ca să ajungi pe drumul oaselor, să ajungi în Siberia pe două roți, ai nevoie practic doar să intri în Ucraina, să ieși din Ucraina și să intri în Rusia. Și s-a terminat. Rusia, fiind atât de mare, o străbați de la un capăt la altul și aia a fost tot. E o simplă viză, formalitățile la vamă durează extraordinar de mult, nu pentru că ar fi neapărat complicate, ci pentru că este un volum foarte mare de trafic care intră în Rusia din Ucraina, special din sunt ucraineni și moldoveni din Republica Moldova, dar altfel formalitățile, ca să le spunem așa, sunt relativ simple. Nu e nicio mare bătaie de cap din punctul ăsta de vedere. Mie mi se pare că vorbești de parcă ar fi ceva așa super simplu. Pai, intri în Ucraina, ieși din Ucraina, ajuns în Rusia și gata. Parcă e ceva ce am putea face cu toții. Ai și această carte, da, Est spre Rusia, spre Siberia, de fapt. Și ai făcut acolo, ne-ai povestit experiența ta. Crezi că e ceva ce ar putea să, nu știu, să inspire și pe alții să facă traseul ăsta? Dai acolo și tips and tricks, uite, trebuie să faci asta, nu trebuie să faci asta. Eu i-am spus jurnal de călătorie pentru că mi se pare că o carte implică mai mult decât ceea ce am făcut eu acolo. Este un jurnal de călătorie care involuntar cred că include și partea de tips and tricks. Ea este practic un soi de live blogging, dacă vreți, făcut în format clasic, tastat într-un notepad, un jurnal de călătorie care cuprinde aproape fiecare zi a mea pe drum. Dar fiind faptul că am fost singur, mi-a fost foarte, nu știu, la îndemână și m-am simțit bine să scriu despre lucrurile astea, fără să mă gândesc în momentul în care am plecat că vor fi toate unite într-o carte. Mai târziu mi-am dat seama, mai ales din reacția oamenilor, are o componentă din asta emoțională, probabil așa am trăit eu lucrurile atunci, care te face să vrei să ajungi în locurile alea. Știu că poate suna ciudat, însă nu este deloc greu, chiar nu este. Dar e periculos la un moment dat? Ai simțit așa în pericol? În pericol te simți, sigur, în zonă sunt, în special pe drumul oaselor, e porțiunea finală de drumul oaselor are 2200 de kilometri, dacă nu mă înșel, și în ăștia 2200 de kilometri treci prin, nu știu, 3 sau 4 așezări omenești, e pretențios spus orașe, și acolo, într-adevăr, e un pustiu apăsător. Eu mai citisem înainte să plec niște experiențe ale unor oameni care spuneau că n-ai cum să-ți dai seama decât dacă ajungi acolo cât de mult te apasă pustiu. Și am simțit oarecum treburile astea pentru că au fost zile în care
mergeam, nu știu, 12 ore pe motocicletă și nu vedeam absolut nimic, sau vedeam o singură mașină, de obicei tiruri erau pe acolo, pe zi. În rest, nu vezi nimic ce poate arăta civilizație, nu vezi semne de circulație, nu vezi benzinării, nu vezi case, nici măcar stâlpi de curent nu vezi. Și lucrul ăla te poate afecta în ideea în care e inevitabil, drumul fiind accidentat, te gândești dacă se întâmplă ceva, eu ce fac, pe cine sun și dacă sun pe cineva, cum vine aici. Da, sunt, nu știu, 13.000 de kilometri distanță față de România și vreo 10.000 față de Moscova. Adică e destul de izolat. La mine, dat fiind faptul că era prima tură de anvergură pe care o făceam, a contribuit un pic și adrenalina asta care m-a dus în fiecare zi mai departe, pentru că îmi dau seama, era și puțin mai tânăr, îmi dau seama că acum nu știu dacă aș mai fi în stare din punct de vedere fizic să o mai fac, nu pentru că necesită un nivel de pregătire fizică neapărat foarte mare, ci pentru că e o chestie de anduranță, să mergi zilnic 3, 4, 5, chiar 600 de kilometri printr-un pustiu, și să reziști zi după zi după zi. Ei bine, adrenalina te ajută în situații de genul ăsta. Gândește-te în istorie câtă lume fugea de Siberia, Cristian. Tu te-ai dus acolo din propria inițiativă. Spuneai că ai mers foarte mulți kilometri fără să dai de nicio așezare umană, fără să fie benzinării. Cum ai procedat cu proviziile? Ai avut canistre cu benzină? Ai avut mâncare la tine? Alimentația, cum ai gestionat-o și combustibilul? Cum le-ai împărțit? La mine se întâmplă o chestie ciudată. Eu, după cum probabil se poate vedea și în imaginea asta, nu sunt neapărat cel mai slab din lume, ba dimpotrivă. Însă, în clipa în care plec în ture moto, mi se schimbă un pic metabolismul. E posibil să spun o prostie acum, că nu sunt specialist în zonă, însă mănânc foarte puțin. Și asta mă ajută. M-a ajutat în Siberia, m-a ajutat mai departe și în Mongolia anul următor. Mâncam dimineața. Găseam, de obicei, de fiecare dată noptam într-o zonă unde erau oameni și găseam ceva la un magazin să pot mânca. După care, pe parcursul zilei, nu mai aveam nevoie, sau aveam nevoie de cel mult, nu știu, un baton de cereale sau o bucată de ciocolată. Și seara, din nou, cina într-un loc în care opream și erau oameni. În ceea ce privește benzina, într-adevăr, asta era o provocare, asta a fost stresul meu, practic, cel mai mare. Pentru că range-ul m-o lipsit de engleză, da? Nici știu cum, care da, nici nu știu cum să-i spunem altfel. Nu știu. Câți kilometri te ține benzina din rezervor? Ei bine, în cazul motocicletei mele era undeva la 300 de kilometri de mers economic. Și a fost o porțiune de drum în care știam că am 350 de kilometri de la o benzinărie la alta. Am avut o canistră de benzină cu mine, doar că am fost norocos și știind că e vorba despre așa ceva, am mers foarte ușor, am mers la consum, cum spune unui românii, și am reușit să o duc la bun sfârșit, dar partea cu benzina, într-adevăr, e un stres mare. Ce e bine este că atunci când te întâlnești cu cineva pe drumul ăla, fie că e vorba despre mașină mică sau fie că e vorba despre un tir, toată lumea oprește. Dar simt faptul că nu există trafic practic în zonă, sau cel puțin că n-am fost eu acolo, nu prea exista. Toată lumea oprește, se schimbă două, trei vorbe și printre altele poți avea norocul să poți împrumuta benzină, până și tiriștile și tirurile funcționează cu motorină, așa cum bine știm, au benzină la ei și poți scăpa și dintr-o problemă de tipul ăsta în cazul în care rămâi fără. Problema poate apărea mai departe. Să nu intrăm în detalii mult prea tehnici, așa că o să spun doar lucrul ăsta. Benzina este foarte proastă în general în zona aia și pentru motocicletele sau mașinile mai moderne asta poate fi o problemă, dar na, în cazul în care ești la nevoie, nu poți să mai ai pretenții de benzină extra. De benzină de calitate. Ai spune că este cel mai greu traseu pe care l-ai făcut până acum, cel din Siberia, pentru că ai fost și în Columbia, tot pe motocicletă, și mă gândesc că și acolo e destul de periculos. Da, îmi pare rău să vă dezamăgesc,
Eu credeam același lucru, mai ales pentru că în clipa în care am început să vorbesc cu prieteni, cu familie, cu cei din jurul meu, să le spun că vreau să mă duc în Columbia, prima întrebare sau prima remarcă a tuturor era: păi cum să te duci în Columbia, că e foarte periculos. Toată lumea a văzut Narcos. Da, îți creează o imagine un pic deformată dacă apelezi doar la cinematografie pentru a-ți lua informații în legătură cu țările astea. Da, primul meu contact din Columbia a fost un tip de acolo, un motociclist, care printre altele e și ghid, și m-am întâlnit după ce am aterizat în Bogota, m-am întâlnit cu el și primul lucru pe care mi l-a spus, să ai în minte mereu faptul că întâmplările, altfel reale în cea mai mare parte din filmul ăla, au avut loc acum câteva zeci de ani, 20 de ani și mai bine, 30 de ani și așa mai departe. Nu, Columbia s-a schimbat complet. Dacă respecti niște reguli de bun simț și nu te aventurezi în locuri în care, până la urmă, nici nu-i voie să te aventurezi, prin junglă sau prin munți unde nici n-ar fi acces în mod normal, ești cât se poate de safe și merită să faci lucrul ăsta, pentru că este ca pachet cea mai frumoasă țară pe care am văzut-o eu în viața mea. Are de toate, are niște oameni extraordinari, atât în orașe cât și în mediul rural, iar peisajele pe care ți le oferă Columbia și oportunitățile astea de vizitare pentru, din postura de turist, sunt demențiale. Realist vorbind, ca să te bucuri cum trebuie de Columbia, cred că ai nevoie de vreo 2-3 luni. Eu am încercat să fac asta în 3 săptămâni, am făcut, ce-i drept, un tur, o buclă în Columbia, însă n-a fost de ajuns, însă a fost suficient ca să văd cam, să ating practic tot ce au ei mai frumos, începând de la zona centrală unde se cultivă și și de unde se exportă cafeaua, trecând prin Anzi până sus în nord, la Marea Caraibilor. Totul este absolut extraordinar și în aceste mai bine de 3 săptămâni în care eu m-am plimbat cu motocicleta prin Columbia, nu că nu mi-a fost frică, dar nu am avut nici cea mai mică emoție legată de siguranță, de securitate. Poliție destul de multă, foarte prietenoasă, armată la fel, e intimidant în prima fază să vezi armată, însă oamenii sunt puși acolo ca să aibă grijă, să vegheze buna desfășurare a lucrurilor și totul e în regulă. Repet, dacă ai un comportament normal, dacă nu te abați prin junglă sau prin alte locuri unde toată lumea spune să nu te duci, în mod normal n-ai avea ce căuta, ești cât se poate de în regulă și în Columbia și merită absolut orice efort financiar, nici nu un efort atât de mare, în afară biletului de avion, desigur. Columbia e încă o țară ieftină pentru că încă nu e năpădită de turismul ăsta clasic. Tocmai din acest motiv că multă lume este circumspect atunci când vine vorba de a călători acolo. Hai să facem așa un rezumat cât se poate de concludent în legătură cu destinațiile pe care tu le-ai ales și de ce nu, ce mai ai în plan în perioada următoare. Deci ai fost așa: Siberia, Columbia, Mongolia, Maroc. Marocul, da. Exact. Anul trecut, nu, acum 2 ani, am avut o tură Ucraina, Belarus, țările Baltice, Rusia. Am mai făcut o tură de om civilizat, ca să spun așa, pe coasta de vest a Statelor Unite. Și cam astea sunt turele mari. Care a fost experiența pe care ai povestit-o nepoților? Desigur, toate au fost interesante, dar ce ți-a rămas mai drag sufletului tău? Ne-ai spus că Columbia este țara cea mai frumoasă pe care tu ai văzut-o, dar așa, per total, ca stare de spirit, ca feeling experiență pe care tu l-ai avut, experiență, care este țara care te-a impresionat totuși cel mai mult, dincolo de frumusețile ei? De departe, Rusia cu partea de Siberia. De departe nu există, nu există locurile 2, 3, 4 și 5, toate sunt ocupate de zona aia. Experiența aia, nu știu dacă și pentru faptul că a fost prima de anvergură, dar experiența aia nu va putea fi egalată, adică nu văd cum
să poată să fie egalată vreodată, din toate punctele de vedere, așa cum spuneai și tu, ca pachet complet. Într-adevăr, pentru sightseeing nu e neapărat extraordinar, pentru că peisajul se schimbă foarte rar. În general sunt zone abandonate și prin orașe când treci nu arată extraordinar. Însă pentru tipul ăsta de motociclist, pentru motociclismul de adventure, Rusia și cu Siberia, ei sunt de departe cele mai tari lucruri pe care ai putea să le faci. Și de asta, spre Siberia, toată campania asta pentru mine va rămâne cea mai tare chestie pe care am făcut-o vreodată și cred că nu se va schimba asta până când mă voi lăsa. Și pe viitor ai pus ochii pe vreo țară sau pe vreun traseu pentru care ai vrea să te pregătești? E cam greu acum pentru că sunt puțin dezarmat de ce se întâmplă și de restricțiile pe care le avem. Eu funcționez un pic diferit. Toate lucrurile astea, toate deciziile astea de călătorie la mine sunt luate oarecum impulsiv. Adică eu nu plănuiesc foarte mult timp înainte o chestie. Ca să plec în Columbia m-am hotărât cu 12 sau 13 zile înainte. Siberia a avut puțin mai mult buffer din ăsta, am avut o lună și ceva înainte. Mongolia sub o lună. În clipa în care vine în minte o tură de tipul ăsta, trebuie să mă și implic în organizare să și plec. De asta spun că acum, dat fiind faptul că sunt restricții de intrare în aproape toate țările din lumea asta care m-ar interesa pe mine, mi-e greu să pun în mișcare rotițele astfel încât să fiu motivat să mă apuc de plănuit. Însă, sigur, dacă lucrurile o să meargă spre normal vara asta, aș vrea să ajung în Georgia, în Armenia, în Georgia, în zona de acolo, poate de acolo să trec în Rusia și mai departe, nu știu, la fel cum o zonă foarte interesantă e zona stanurilor, postele Republicii Sovietice. Sunt atât de multe, ne-ar lua o emisiune, de la Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan. Exact, da. Exact. Acolo și aia e o zonă pe care vreau să o ating, dar, așa cum spuneam, dacă lucrurile merg bine, vara asta ne vedem din Armenia și din Georgia. Frumos spus, e într-adevăr un proiect ambițios, ai încurajat și pe alții să o facă. Apropo, te-ai întâlnit cu oameni care făceau același lucru ca tine? Da, mai sunt. M-am întâlnit cu oameni care fac același lucru. Aș încuraja oamenii să facă același lucru pentru că, iarăși, o chestie la care trebuie să mă credeți pe cuvânt, mă refer la cei care nu merg cu motocicleta, călătoritul pe două roți îți oferă un nivel de interacțiune complet diferit față de orice alt mijloc de transport, fie că vorbim despre mașină, tren, avion și așa mai departe, pentru că e interacțiune, în primul rând, directă cu ce înseamnă condițiile meteo, e un alt fel de interacțiune cu oamenii, cu localnicii. Oamenii reacționează altfel când te văd că ajungi în satul lor seara la apus, plin de praf, cu 200.000 de muște zdrobite pe viziera căștii, obosit și ușor lăsat de un număr de la efort. Altă deschidere au față de tine, altfel interacționează cu tine, altfel sunt dispuși să te ajute și așa mai departe. De asta spun că călătoritul, iertată-mi fie cacofonia, pe două roți, pe motocicletă și în special tipul ăsta de adventure este de încercat. Este de încercat pentru că oferă niște senzații pe care eu cel puțin altfel nu le-aș fi putut accesa. Bun, experiențele sunt împărtășite, da, pentru toți cei care sunt curioși, da, și în cartea Est spre Siberia. Poate se va mai naște și un alt proiect de acest gen. Noi îți mulțumim mult pentru prezența în matinal. Așa, în încheiere, salutări din partea colegului nostru Tudor Dumitrescu, care îți urează toate cele bune și are și o întrebare pentru tine: când crezi că va promova CSA? Dar asta într-un alt interviu. Și așa, pe scurt, crezi că va câștiga motomondialul, da, clasa 500 Vinales, Maverick, sau victoria de început e doar așa
prea devreme. La cazul MotoGP e imposibil de spus în momentul de față. Probabil că are cele mai mari șanse, dar la fel, după cum am văzut și în cursa de ei, piloții, nu știu dacă am voie să spun compania producătoare. Cei roșii, nu? Piloții cu motociclete roșii sunt extrem de valoroși și de periculoși și ei. E foarte greu de spus, dar Vinales probabil este favorit acum în ochii tuturor. Așa, am încheiat și cu specialistul care știe exact cu ce se mănâncă treaba asta cu două roți. Îți mulțumim mult de tot pentru prezență. Mulțumim! Drumuri bune și experiențe frumoase, să treacă pandemia și să poți să-ți pui în aplicare toate planurile în legătură cu aceste călătorii foarte, foarte interesante. Putem să citim și cartea Spre Siberia, putem merge și spre site-ul cristianscutariu.ro și să aflăm cât de frumoasă este lumea asta de mare și cât de important este să avem grijă de ea. Mulțumim încă o dată și să ai o zi excelentă în continuare. Mulțumesc emisiunea frumoasă. Mulțumim foarte mult, Cristian Scutariu. Mulțumim. Andreea, păi noi călătorim pe la Iași. Da, astăzi. Să fac planuri pentru Amara.